Cineva îmi dă flash-uri cu un Audi. Wadadadeng. Știu că acesta poate părea unul dintre cele mai atractive și mai captivante comparative ale momentului, dar să știi că nu e chiar așa. Este mai degrabă o dezbatere pentru alegerea unor motoare în clasa sedanurilor premium. Prin urmare, eu conduc un Audi A4, de fapt noul Audi A4, în versiunea de motorizare 2.0 TDI. Iar eu voi conduce acest elegant bizar, un BMW 330e. Cred că suntem cu toții conștienți că motorizările diesel au o pondere din ce în ce mai mică în topul preferințelor clienților europeni. Dacă arunci un ochi pe datele de vânzări la nivel european, o să observi că în 2018 motorizările diesel au fost la un minim istoric. Ei bine, în 2019 lucrurile sunt și mai rele. Pentru că în primele 9 luni ale lui 2019, vânzările pentru mașini pe motorină au scăzut cu 16,4% comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut. Chiar nu înțeleg de ce ți-ai mai lua o mașină premium din clasa asta cu un motor diesel. Nu mai zic cu un 2.0 TDI, pentru că știm cu toții ce a făcut 2.0 TDI, nu? Adică, ok, și Michael Jackson cânta frumos și Bill Cosby avea glume bune, dar... Pe de altă parte, această scădere în popularitate a motorizărilor diesel este alimentată, dacă vrei, de știrile mai mult sau mai puțin adevărate care preconizează o interzicere a acestor motoare în orașe sau cel puțin în centrele orașelor. Ok, autonomie mai mare cu un 2.0 TDI. Mergi? Cât mergi? Dar unde mergi? Mergi până la Deva și înapoi, mergi până la Arad și înapoi. Ei bine, cu ăsta poți să mergi în locuri mult mai selecte, în zone unde nu vor mai fi permise mașinile diesel, de exemplu. Nu poți face asta cu un 2.0 TDI. Te oprești frumos la Atena și după aia e autobuzul, sau la Roma și e autobuzul, că poate vrei să vezi tu niște statui. Unii ar spune că este puțină ipocrizie la mijloc, iar alții ar spune că este imperios necesar un astfel de demers. Din punctul meu de vedere, ambele păreri sunt la extreme și extremele, indiferent de ce parte se află, nu aduc niciodată un beneficiu real. În timp ce Mihai poate că se bucură de silențiozitatea și de rafinamentul acelui BMW plug-in hybrid, eu am, așa cum vă spuneam, un 2.0 TDI, un cât se poate de clasic motor diesel cu 4 cilindri în linie de 2 litri, care dezvoltă în acest caz 190 de cai putere și 400 Nm, adică suficient de mult pentru ca această mașină să accelereze de la 0 la 100 de km/h în 7,4 secunde și să obțină o viteză maximă în jurul la 240 de km/h, ceea ce trebuie să recunoaștem nu e neapărat relevant. În ziua de astăzi ai opțiunea unor motoare pe benzină foarte bune, supraalimentate de 2 litri, taxă mai mică, cu putere foarte bună și consum mult mai decent decât odinioară. Eu, de exemplu, am pe acest BMW 330e un motor de 2 litri, twin turbo, care are la bază 184 de cai, dar mai am și un motor electric integrat frumos în această cutie automată cu 8 trepte și o baterie situată sub scaune care mai dă un surplus de 113-114 cai putere și e bine, nu? E bine pentru că mașina accelerează de la 0 la 100 de km în doar 5,9 secunde. Plus, dacă vreau eu, o dau pe sport sau o calc la fund, kickdown se numește, și am extra boost, adică încă 40 de cai pentru fix 10 secunde. Și alea 10 secunde sunt suficiente pentru a depăși un cârd de tiruri.
Ia fiți atenți. Sport. Extra boost. Da, stați că eu ud pe jos și eu nu am 4. Când vine vorba despre comportamentul dinamic, ei bine, eu am o preferință cât se poate de clară între aceste două modele. Adică între mașina pe care o conduc eu în această configurație și mașina pe care o conduce Mihai în acea configurație. Iar asta se întâmplă din 3 motive. 1. Direcție, 2. Suspensie și 3. Comportamentul motorului. Toate versiunile de motorizare pentru noul Audi A4, ce depășesc 150 de cai putere, vin echipate cu direcția dinamică, adică un sistem de direcție care poate fluctua raportul de demultiplicare al direcției în funcție de viteza de deplasare. În al doilea rând, această mașină este echipată cu cea mai sport suspensie pe care Audi o oferă în gama noului Audi A4. În total ai la dispoziție 4 versiuni distincte de suspensie, dintre care 3 sunt opționale. Ei bine, mașina pe care o conduc eu are cea mai sport suspensie, adică o suspensie cu amortisoare controlabile electronic și care scade garda la sol a mașinii cu până la 23 de mm. Ei bine, ținând cont de faptul că ambele punți au suspensie cu 5 brațe, e clar că acest Audi A4 se descurcă foarte, foarte bine atunci când vine vorba de un condus oarecum dinamic. Dacă iei în calcul și sistemul de tracțiune integrală 4, care favorizează propulsia, adică tracțiunea spate, atunci când accelerezi în viraj sau la ieșirea din viraj, o să îți dai seama că ai parte de o mașină care se conduce foarte, foarte bine și dacă o împingi puțin la limită. Ok, cum se conduce acest BMW? Băi, să fiu sincer, mașina este puțin aiurită, puțin amețită, nu știe cum vrea să fie, cine vrea să fie tot timpul. Este ceea ce Bob Marley ar numi punky reggae, adică este la bază o mașină punk, dar forma asta este reggae. Este electro jazz, dacă vreți. Este un blues din ăla care în mod normal ar trebui să te întristeze, dar te fericește. Pentru un BMW, mașina este extrem, extrem de confortabilă și de rafinată, dar asta și pentru că poate ați observat acele anvelope cu obrăjori, sunt mai grăsuți așa. Da, nu arată la fel de bine cum arată alea pe 18 sau pe 19 din pachetul M, dar credeți-mă, pentru mașina asta eu zic că se potrivesc mai bine niște baloane mai mari cu niște jante mai mici. Nu o să vorbesc foarte mult despre design pentru că aș risca să fiu foarte, foarte subiectiv, dar o să spun doar atât. Noul Audi A4 a câștigat câțiva milimetri în lungime și în lățime față de vechiul Audi A4, chiar dacă ampatamentul și înălțimea au rămas identice. Pe de altă parte, acest facelift pentru Audi A4 aduce în sfârșit câteva detalii în exterior. Pentru mine, unul dintre cele mai frumoase detalii ale acestei mașini în exterior este îmbinarea impecabilă a capotei cu restul mașinii. Este prima dată când observ la o mașină faptul că această capotă se prelungește cumva deasupra aripilor față, așa că nu îți vei da seama unde anume este îmbinarea capotei, iar asta este un detaliu foarte, foarte frumos. Mai mult decât atât, observi și în spate, dar poate și pe lateral, o serie de muchii și de linii care accentuează cumva prezența asta ce ține de dinamică în cazul lui Audi. Mai mult, privită din lateral, mașina are acele proporții clasice pentru un sedan din segmentul premium, iar echipată cu aceste jante și cu aceste anvelope, mașina arată foarte, foarte bine, spre deosebire de BMW-ul lui Mihai, care are roțile de iarnă echipate. BMW seria 3 este o mașină nouă, Audi-ul A4 pe care îl conduce Andrei este un facelift, dar este un facelift mai pronunțat, așa, adică au schimbat mult față de generația precedentă. Pentru prima oară, Audi A4 are și niște forme în caroserie, niște tăieturi așa, niște crestații, însă părerea mea este că tot arată prea impersonal. E un bloc comunist cumva reabilitat și cam atât.
Revenind la designul exterior al noului Audi A4, există totuși un lucru care nu îmi place și care cu siguranță o să atragă o serie de glume din partea prietenilor tăi. Iar acesta este legat de evacuare, pentru că acest Audi are o evacuare cât se poate de falsă și sunt absolut sigur că și Mihai o să-mi scoată ochii cu această evacuare falsă. Adică mi se pare că atrage atenția într-un mod neplăcut, la fel cum atrag atenția aia care își pun lanțuri la gât strălucitoare din materiale mai puțin prețioase. Interior. Voi spune un lucru foarte îndrăzneț, pentru că cei de la Audi chiar se pricep să facă interioare, însă cred că este pentru prima oară când un interior de BMW seria 3 este mai bun decât un interior de Audi A4. Trebuie să recunosc că interiorul noului BMW seria 3 este cu un mic, mic, mic pas în fața interiorului din Audi A4. Pur și simplu materialele, layout-ul comenzilor, totul este cu un mic pas în față în cazul acestor generații. Pe de altă parte, trebuie să ținem cont de faptul că acest Audi A4 este mai degrabă un facelift și nu o generație nouă. Audi a făcut progrese foarte, foarte mari la capitolul rafinament, pentru că noul Audi A4 2.0 TDI, pe lângă faptul că urăște copiii și animalele și bătrânii, în versiunea cu transmisie automată, adică această transmisie automată cu dublu ambreiaj și 7 trepte, care se numește S-Tronic, este cât se poate de lină și reduce vibrațiile și trepidațiile la minimum. Nu o văd ca pe o mașină personală, pentru că este destul de scumpă la achiziție, însă o văd ca pe o mașină de companie genială. E perfectă pentru angajații aia care au muncit din greu pentru profitul multinaționalei și eu cred că vor fi destul de motivați să vină în fiecare zi la muncă într-un BMW ca acesta și să câștige aproape la fel de mult cât un zugrav în Anglia. În urma acestui test eu am aflat două lucruri mari și late. Primul dintre ele este acela că motoarele diesel în acest moment se află în cea mai bună formă a lor din toată istoria motorizărilor diesel. Al doilea lucru este acela că un BMW 330e consumă mult mai mult decât un Audi A4 2.0 TDI. Așa că din punctul meu de vedere, dacă ești genul de om care caută un sedan premium pe care să-l conducă mult, pe care să-l conducă pentru 30.000, 40.000 de kilometri pe an, atunci un motor diesel, indiferent de modelul care îl adaptează, este alegerea perfectă. Pe de altă parte, dacă ești genul de om care parcurge între 10 și 15.000 de kilometri pe an, preponderent în mediul urban, atunci o versiune plug-in hybrid s-ar putea să fie pe placul tău. E drept, acel BMW 330e consumă foarte, foarte puțin atunci când bateria e încărcată. Dacă acea baterie este încărcată, consumul acelei mașini va fi undeva în jurul la 2 litri la 100 de kilometri. Dar bateria ține cam 30 de kilometri, iar restul de 70 de kilometri până la 100 îi vei face doar cu ajutorul motorului pe benzină. Iar atunci o să observi un consum foarte, foarte mare. În realitate, mașina nu merge chiar 60 de km în modul electric și nu consumă chiar 2%, dar pot să vă spun că mașina, atunci când are bateria încărcată, consumă chiar mai puțin decât un diesel. Când nu mai e baterie, consumă mai mult decât ar consuma un BMW echipat doar cu un motor pe benzină și putere similară, pentru că BMW 330e este o mașină mai grea. Trebuie să recunoaștem și faptul că tot grupul Volkswagen, inclusiv Audi, este cel care a dus la defăimarea motorului diesel prin scandalul Dieselgate. Și tot ei sunt cei care trebuie să repare sau să schimbe percepția publicului. Pe de altă parte, lucrul acesta va fi incredibil de greu, dacă nu chiar imposibil, pentru că o preconcepție deja formată este foarte, foarte greu de schimbat. Și odată ce ai fost prins mințind,